Salut și bine ați venit pe pagina mea de YouTube. Antrenamentul de astăzi este un antrenament 2-in-1. Asta pentru că vom lucra două grupe musculare, vom lucra talia și abdomenul în acest antrenament. Este un antrenament foarte, foarte eficient și rapid. Acest exercițiu se axează mult pe talie și pe abdomen, așa că este o combinație perfectă dacă îți dorești să obții o talie mai mică și un abdomen mai plat și mai tonifiat. Pentru antrenamentul de astăzi, sala pe care o folosesc eu este de pe gymbeam.ro și vei găsi un link în descriere. Dacă vrei să-ți achiziționezi și tu o saltea bună pentru antrenamentele de acasă, la fel și outfitul meu de astăzi. Poți folosi codul meu de reducere pe care îl voi lăsa pe ecran, la fel și în descriere, ca să poți beneficia de reducere. Toate fiind spuse, haideți să trecem la antrenamentul nostru, însă înainte de asta, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acel buton de subscribe, pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente noi și te voi ajuta să obții corpul dorit lucrând de acasă. Haideți să trecem la treabă! Foarte bine, vom începe cu primul exercițiu de pe spate. Ne așezăm pe spate, picioarele drepte, mâinile după cap, ne ducem cu cotul înspre genunchiul opus, revii pe spate, apoi te duci cu brațul înspre același picior și atingi vârful piciorului. Revii pe spate și repetăm alternativ. Cot, genunchi, braț, picior, încerc să-l atingi undeva la mijloc, vreau să te concentrezi să-mi contezi bine abdomenul, să inspiri și să expiri parcursul exercițiului. From the past, impossible when you know the end. You
picioarele înapoi pe saltea, te duci și atingi gâna lateral călcâiele, 1, 2, apoi cu brațele drepte pe lângă picioare, te ridici de 2 ori, 1, 2, repetăm alternativ 40 de secunde, odată atingem călcâiele și apoi ne ridicăm de 2 ori în sus. Repetăm 40 de secunde, poate să te concentrezi, inspiri și să expiri cât mai greu la acest exercițiu. În față, în spate și îndrepti brațul în față, alternativ. Foarte bine, înapoi pe spate.
doar pe parte, aceasta mână după cap, aceasta dreaptă și te duci în lateral și atingi călcâiul. Atingi, revin apoi. Ține mâna după cap și umeri sus de pe saltea. Încearcă să repeți puțin mai rapid aceste mișcări. How can I trust your personality? Serving you with only one is for real. Let me be the one that makes you feel. Serving you and only me. Serving you and only one is for real. Bine, schimbăm, cealaltă mână după cap, umerii sus de pe saltea, mâna aceasta dreaptă și atingem călcâiul în lateral. Te duci bine în lateral, te îndrepti înapoi. 40 de secunde. Picioarele drepte, pornim cu picioarele drepte și le lăsăm câte puțin în jos. Relași puțin, te oprești, încă puțin, te oprești, încă puțin, până ajungi cu ele jos, apoi le aduci împreună sus. Rămânem pe saltea, pe spate, mâinile după cap și ducem cotul înspre genunchiul opus. Însă de data aceasta vreau să repezi mișcările cât de rapid poți timp de 40 de secunde. După acest exercițiu mai avem încă un exercițiu, apoi am terminat. Secrets. Can I be the one who wakes you up before you missed your ride? 'Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your 15 secunde. I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky. That's what flying. Foarte bine, și ultimul exercițiu, din nou în poziția de plank, pe toate picioarele drepte, ne rotim pe o parte, dublăm mișcarea pe o parte, apoi te rotești pe partea cealaltă, o dublezi. 1, 2, 1, 2, 40 de secunde. Someday we will find that the world has changed, but we stay true to each other. I will always be there for you whenever you need my help. I'm taking my time to be your rock. I don't ever wanna be apart. You gotta know. Every day I got your back. Foarte bine. Acesta a fost ultimul exercițiu. Nu știu tu,
dar eu îmi simt abdomenul pe foc, la fel și talia. Sper că ți-a plăcut acest antrenament. Nu uita că găsești mai multe antrenamente de genul acesta pe pagina mea de YouTube, așa că am copii acolo și alege antrenamentele potrivite pentru tine și pentru alte părți ale corpului. Sper că ți-a plăcut acest antrenament, iar dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe acel buton de subscribe ca să nu ratezi niciun video, pentru că sunt aici foarte, foarte des cu antrenamentele pentru voi și nu ați vrea să ratați niciunul dintre acestea. Cam atât pentru astăzi, spor la antrenament în continuare și noi ne vedem data viitoare.